nu, nu vom mușca că e adormit. Exact. Sunt mai multe sau? Asta e ceva mai mare și astea la alte și astea... Știi că se poate să fie rămase pe acolo și n-ai rost să-l tai, să vezi ce, știi, trebuie văzut la radiografie, ce are pe acolo rămas. Adunat, știi, dar deja e coagulat. Și atunci se poate să fie mai veche în pușcătură, că doamna nu știe exact cum e cozierea acolo. Dar cum l-a găsit? Azi dimineață, dar nu e cozierea acolo, știi? Se trezește, dar nu. Auzi că e arsura, e arsura foarte aproape, zici că înseamnă că este cu steaua foarte aproape de el. Nu știu, că eu nu mă pricep la... Nu știu, cred că eu dat zgarda jos și... Avea și zgardă? Avea zgardă, am pus-o să fie vreo săptămână. Din de pe ale pricep, știi, și era prinsă cu două bride, pentru că eu fost un pic prea mare. Și nu avea cum să se desfacă, că era foarte bine prinsă. Sigur, eu desfăcută și l-am pușcat intenționat. Și l-ai găsit dimineața așa, era... Că el stătea acolo la palet. La... Și dimineața când ai mers acolo l-ai găsit așa? Nu, soțul, n-am fost astăzi acolo, soțul l-a găsit, m-a sunat că moare cu un regăl, l-a găsit în ultimul hal. De obicei, în curte, când am ajuns dimineața, era... Era... Văzărit. Dar era tot... Aseară l-ați văzut? Aseara nu, era ok, am dat de mâncare, n-a venit nimic. Uh-huh. Deci clar se întâmplă peste noapte. Da. Azi noapte undeva cineva și-a bătut joc de el. Da. L-au încurcat pe cineva? V-a zis cineva ceva de el până acum? Nu-i foarte cu minte. Foarte cu minte, foarte... Nu iese din curte, dacă iese din curte, undeva la 50 de metri în jurul curții, nu are... Dar știți, să aveți ceva vecin care, nu știu, poate au vreo problemă cu el? Nu. Sau ați auzit prin zonă braconieri, în pușcături, ați auzit? N-am auzit pe nimeni nimic, că nu stăm acolo, nu lucrăm acolo. Și dimineața l-ați găsit așa întins? Da. Nu, era întins, era în picioare, tremura tot. Dă-ți seama că... Și rana, cum crezi că a fost provocată? Inițial am crezut prin strangulare. L-am adus aici la domnii doctori, găurile care le are, nu m-am pușcat-o putut fi. Doamne mare și-a ieșit pe din coace. Și ideea e să vadă la radiografie dacă nu e ceva aici, că n-are rost să-l tăiem, să... știi? Așa vede la radiografie și știe dacă trebuie incizat acolo sau nu. Avea și o zgardă cu țevi frumoasă. Și n-o mai avea. Păi nu mai știu, nu e zgardă. Și zicea, doamne, ceva sârmă. Avea și ceva sârmă sau nu știu ce zicea, doamne. Nu, noi am bănuit că n-am văzut strangularea. Deși nu știu, e strangulat, ce e găurile astea? Nu. E împușcat? Da. Deci de mai multe ori ca să înțeleg... Păi am scos alice din astea mici, am scos bucățele de alice. Dar nu știu, asta mare. Și aici ai problema de am zis să mergeți, e un hematom care deja e coagulat sângele. A intrat... Și se vede arsura, uite. A intrat pe acolo, prin aia mare și a ieșit pe aici, prin... pe sus. Puneți așa și pe urmă îl întoarcem. Și mai bine ajute pe partea asta să-l pun în ce stai. Da? Nu, ridicați și eu pe cotura. Da, e anesteziat încă. Aveți grijă la lămuță. I-am dat la doamna și tratamentul ce am făcut noi, să le dați la urgență. E cât de jos, adică de mai de... Da, chiar de jos, din unde. Așa. Să nu le afectez. Nu, la nimeni. Ok? Da. Cățelul s-a prezentat la noi la cabinet, conștient, pe picioarele lui. După aceea am considerat că trebuie anesteziat din cauza plăgilor multiple care erau la nivelul gâtului și
După ce l-am anesteziat, am început să examinăm plăgile și ne-am dat seama că ele s-ar putea să fie din cauza unei împușcături. Ce ați făcut mai departe? Mai departe am curățat plăgile, l-am stabilizat pe el să fie cât de cât în stare ok și am considerat că ar trebui să fie văzut de medic specialist de la Cluj, la facultate au specialiști în medicină legală. Ați mai văzut astfel de cazuri? Până acum nu am văzut, doar la necropsie în timpul facultății, care erau deja animale decedate. Este anormal, este un act de cruzime împotriva animalelor și nu este normal ca cineva să umble liber și să împuște animale într-un loc public, cum ar veni, pentru că acest cățel se afla în cinta unei spălătorii auto. Și mai departe, din punct de vedere legal, ce se poate întâmpla, dacă se va întâmpla? S-a făcut plângere la poliție și urmează să stabilească polițiștii, să găsească vinovatul și să stabilească pedeapsa. S-a mai întâlnit asociația cu astfel de cazuri? Încă cu câine împușcat, nu. În Dej, nu.